Ucraina, cel mai mare furnizor de ulei de floarea soarelui, nu mai exportă nimic. Această decizie va aduce prețuri și mai mari la raft, inclusiv în România. Țara noastră ar fi putut profita de ocazie, mai ales că suntem cel mai mare producător de semințe din Uniunea Europeană. Numai că industria noastră este la pământ. Nici bine nu s-a calmat lumea după isteria creșterii prețurilor la combustibil, că românilor le-a fost servit un alt motiv de isterie. Stocurile de ulei de floarea soarelui sunt pe terminate. Desigur, și în acest caz, isteria a plecat de pe rețelele sociale, alimentată fiind de articole de presă cu titluri alarmiste, precum vine criza de ulei sau criză de ulei în Uniunea Europeană din cauza războiului din Ucraina. Noi avem pământul pe la țară și eu și așa mai am ulei, cred că mai am 100 de litri de ulei într-un butoi. Eu nu cumpăr ulei. România este cel mai mare producător de semințe din Uniunea Europeană și ar fi putut să exporte în celelalte țări europene ulei de floarea soarelui în condițiile în care Europa se va confrunta curând cu o criză a uleiului. Problema este că industria uleiului de floarea soarelui este la pământ în România, după cum arată observatornews.ro, iar țara noastră este la rândul ei dependentă de importurile de ulei de floarea soarelui. Fiecare trebuie să-și aibă un câștig al lui. Faptul că oamenii nu au putere de cumpărare este altceva. Așa că asta e. Oamenii au dat buzna în magazine, au golit rafturile de ulei. Nu e bine. Nu e bine, trebuie să luăm cât ne trebuie și dacă eventual nu se găsește, atunci vedem la ce soluție recurgem, pentru că nu e numai o sursă ulei de floarea soarelui, mai e ulei de rapiță, de inde, ce mai fi. Eu nu fac depozite de material. Eu, ce pe timpul lui Ceaușescu făceam stocuri. De abia găsam un litru de ulei de și ce? Și ne descurcam. Mai untură, mai ulei, mai... Asta e. Specialiștii spun că nu există riscuri să rămânem fără ulei la raft, însă nu vom scăpa de noi scumpiri. Uleiul de floarea soarelui s-a scumpit în ultimul an cu aproximativ 25%. Litru de ulei variază acum ca preț între 8 și 12 lei, dar izbucnirea războiului în Ucraina este de așteptat să ducă prețul acestuia rapid la 15 lei.